suntem în Barcelona. 15 grade, 16 grade, 17 grade, o vreme superbă. Am venit ca să conducem și să testăm noul Peugeot 408, fratele lui Citroen C5X și una dintre cele mai frumoase mașini punct de pe piață la ora actuală, chiar dacă forma sa este una neconvențională. Un adevărat crossover sau un crossover în adevăratul sens al cuvântului. Acum vreau să vă mulțumesc pentru că fără voi acest test nu putea fi realizat, în sensul că faptul că sunteți abonați, vă uitați, dați like și așa mai departe, ajută foarte, foarte mult canalul, așa cum a ajutat și, de exemplu, la Lamborghini Urus Performante. Așa că, din partea mea, eu vă mulțumesc. Urmează Peugeot 408. Nu știu cum vom realiza acest clip, pentru că avem mai multe sesiuni cu mașina, unele de condus, altele statice, așa că nu știu cum va fi structurat clipul. Cert este că am 3 zile cu mașinuța asta și sper să mă bucur cât se poate de ea. Și nu uita, dacă ai nevoie de o mașină pentru un weekend, un city break, o vacanță, intră pe mașinilacheie.ro și poți închiria mașini 100% online în toată țara. Sau dacă ai deja un business de rent a car, vrei să-ți crești vânzările sau să ai tot managementul firmei într-un singur loc, dă-le băieților de la mașinilacheie.ro un mesaj. Aveți linkul în descriere. Și nu mai lungim, de la Barcelona cu Peugeot 408, mașini cu Luci Popa, începe! Bun, acum suntem a doua zi, e 8 dimineața și toată lumea pleacă la primele teste. Eu vreau să rămân aici și să prezint una static, pentru că la partea de teste prea e mult timp să te oprești, pentru că sunt doi jurnaliști pe mașină. Vreau să rămân aici, să găsesc una statică și să o filmez. Culorile sunt așa pe 408. Avem titanium gri, alb, obsession, blue, ceva cu red și mai e un gri deschis care nu e aici, un fel de argintiu. Toate sunt plug-in hybrid 225, varianta de top în GT. Și o să explicăm cum le recunoști, dar cam acestea sunt toate mașinile de test. Noaptea au stat la încărcat, iar acum sunt gata de test. Și acolo e hub-ul de unde închiriez mașina. Închiriez, e mult spus. Gata, toți jurnaliștii auto au plecat la ture cu acele Peugeot-uri pe care le-ați văzut mai devreme. Și eu am rămas aici cu mașina aceasta. În principiu sunt 3 sesiuni de condus, sunt undeva la 3 ore fiecare, 3 pentru români, pentru că restul jurnaliștilor au 2. Eu am avut o sesiune ieri, am condus mașina, astăzi o să mai am una când o să facem proba de condus ceva mai târziu, dar acum, uite, sunt singur cu mașina și ce peisaj mișto. Am reușit să fur cheia, furie mult spus, de la acest exemplar și hai să-l pornim. Din păcate trebuie să mă dau jos din acest scăunel și să mă apuc de treabă. Dar, ca la orice Peugeot, dacă apeși pe butonul de încuiere, mașina își arată colții. Să știi că, uite, aici sunt. Vino și condu-mă. Ok, ce este 408? Este undeva între o berlină, un SUV și un coupé. Este un crossover coupé pe care Peugeot îl încadrează la clasa compactă de segment C, pentru că mașina e strâns înrudită cu 308. Cu toate că 4 în gama Peugeot a însemnat și clasă medie, 406, 407 și ce iubit a fost 407 la noi în România, 4007 a fost de clasă medie, 4008 a fost de clasă compactă, iar acum 408-ul, cu toate că are ampatament lung. O să povestim și de ce are ampatament lung. Ampatamentul este identic cu cel al lui Citroen C5X, cu care împarte platforma. Cu toate că are ampatamentul lung, cei de la Peugeot îl încadrează în segment C. Segment C înseamnă segment compact. Dacă este să vorbim de prețuri, 32.500 de euro cu TVA inclus pentru versiunea de bază Allure, care nu este chiar o versiune de bază, adică nu e un Active, să zicem, cu dotări slabe. Nu, Allure vine destul de bine echipat. 32.500 fără Rabla. Și pentru o versiune de top cum e asta, plug-in hybrid 225 cu echipare GT, se duce în 50.000 fără Rabla. 50.000 mai scazi 6.000 și un pic cu Rabla și Rabla Plus și o poți avea pe la 40 și ceva de mii. Acum, voi să-mi spuneți dacă e mult sau dacă e puțin. Cu ce să începem? Începem cu designul. Designul e foarte sleek, foarte agresiv. O să intrăm imediat și în detalii, dar forma mi se pare destul de spectaculoasă, arată mult mai bine în realitate decât ar arăta în
poze, să zicem, și spatele destul de bine proporționat. O să intrăm imediat în detalii, dar înainte de asta vreau să spun că mașina are un coeficient aerodinamic de 0.28, ceva mai bun decât al lui Citroen C5X, și C5X-ul, chiar dacă este fratele mașinii acesteia, e un pic mai lung în spate, pentru că a vrut să facă ceva mai spațios. Același ampatament, spate mai lung, și astfel mai pierde 0.01 puncte la coeficientul aerodinamic. Hai să continuăm cu luminile. Ai faruri LED în standard, indiferent de versiune. Pe versiunea GT ai Matrix LED, aceste faruri Matrix LED, pe care cred că le poți avea și pe echiparea de mijloc, Allure Pack, opțional. Ce-i clar este faptul că ai Matrix LED în versiunea de top și LED în standard oricum, și luminile de zi devin semnalizări și sunt acești colți de leu, colți de felină. Am zis eu mai demult că seamănă cu niște gheare, dar de fapt sunt colți. Și am observat un lucru, nu știu cât de relevant este și nu știu cum se vede cu farurile aprinse, însă aici undeva se face acest efect de curcubeu. Chiar dacă ai farurile aprinse, chiar dacă ai farurile stinse, dacă bate lumina dintr-un anumit unghi, ai acest efect de curcubeu. Evident, și semnalizările sunt LED integrate în oglindă, nimic nou aici, nimic greșit aici. Hai să vedem și în spate cum sunt. Dacă în față proiectoarele de ceață sunt integrate în blocul optic, în faruri, pe spate avem, uite, ceață cu bec normal, nu avem ceață cu LED, dar stopurile, acestea 3D, sunt inspirate de la 308, o mașină destul de înfrățită. Acum, eu cred că la 408 ai stopurile astea 3D, indiferent de echipare. Încă nu am găsit un răspuns dacă sunt stopurile non-3D, cum găsim la versiune de bază la 308, sau dacă sunt full 3D, așa cum le vedeți aici. Arată destul de bine și semnalizările sunt tot așa cu LED. Și cam așa, cam atâta cu luminile. A, și încă un detaliu, al treilea stop de frână e integrat aici, frumos, sub antenă. Nu știu cum vi se pare vouă botul mașinii, dar mie îmi place foarte mult. Duce tema lui 308 un pic mai departe. La 308 mașina era agresivă, aici, dacă este să mă întrebați pe mine, e și agresivă, e și frumoasă. Multe forme, multe texturi, grila, dacă o vrei în culoarea caroseriei, trebuie să alegi versiunea GT, altfel ea este de culoare argintie. Emblema Peugeot mare, 408, așa cum scrie la noile modele Peugeot cu noul font, și per total o formă destul de drăguțică. Capota este și ea sculptată. Nu s-au zgârcit la partea de design. Bine, francezii oricum sunt tari pe partea asta de design, adică se văd formele și sculpturile și așa mai departe. E destul de interesant tot aspectul ăsta frontal. Îmi place. Hai să vorbim un pic de jante. 17 în standard, 19, deci sărim peste 18, și după aceea jantele pe 20, pe care le poți avea doar pe GT și doar pe plug-in hybrid. Sunt jantele prin care îți arată mașina că ai cumpărat versiunea de top, tot ce se putea pune pe această mașinuță. Și sunt jante destul de trippy, așa, când le vezi de la depărtare. Au aici capace aerodinamice și acolo, și acolo. Sunt foarte, foarte mișto. Mie mi-aduc aminte de unele benzi de magnetofon. Și mai avem și căpăcele protecții pentru prezoane. Și observăm că, asemenea modelelor Ferrari, avem și emblema asta Peugeot în lateralul mașinii. Ei bine, din nou este un semn că ai ales versiunea GT. Doar la versiunea GT ai emblema Peugeot pe uși. Interesant este că n-au pus-o pe aripă și au pus-o pe ușă. Un detaliu pe care nu-l găsești chiar așa de des la mașinile normale, să zicem. Protecții de plastic și în lateral, umeri sculptați și o formă destul de interesantă. Plonjează spatele așa, dar o chestie pe care au făcut-o și îmi place, nu au lăsat spatele să se ducă tot așa în jos, un fel de formă de lacrimă, nu. Au integrat acest mini eleron care îi dă un spate bine definit, dacă este să mă întrebați pe mine. Aici este partea de berlină a mașinii, cum ar veni. Și o să vă spun de ce mai este și partea de berlină, pentru că nu avem ștergător. Exact ca la o berlină, nu avem ștergător spate. Cei de la Peugeot consideră că nu ai nevoie de așa ceva, mașina e suficient de aerodinamică, haionul e destul de plonjat, cum e luneta la o berlină normală, și mai avem și aceste urechi de pisică, aș fix așa le numește Peugeot, urechi de pisică cu rol aerodinamic. Ei bine, și nu ai nevoie. Și fără ștergător și cu eleronul ăsta, spatele chiar arată bine. Dacă tot vorbim de spate, hai să arătăm și bara spate, care este din plastic și atât. Mai avem elemente piano black acolo, deci dacă se întâmplă să zgâri sau să lovești bara, nu va trebui revopsită, e un cost în minus pentru asigurator, pentru client, pentru cine va plăti
această sumă. Avem o bară neagră, nu e bandă LED, între stopuri, emblema Peugeot acolo frumos. Și un detaliu pe care l-am observat aseară, când am plecat cu mașina cu spatele, cu portbagajul deschis, camera e aici. Deci poți să pleci cu portbagajul deschis și camera nu va fi orientată în sus, așa cum se întâmplă la alte modele Peugeot. Nu știu, să dau un exemplu, 2008 oare așa, se ridică această cameră cu tot cu haionul, aici nu. Și avem și spălătorul stropiliciu aici jos. Ce-i drept, există riscul să se murdărească, dar asta nu ne putem da seama decât după ce mergem cu mașina în condiții mai vitrege așa de vreme. 408 și hybrid, cu high albastru. Așa este, mai mult marketing, dar na, cei de la Peugeot vor să arate chestia asta. Încă un detaliu, dacă ai versiunea GT și e versiunea plug-in hybrid, scrie hybrid. Dacă ai versiunea termică 408 și ai GT, scrie GT acolo. Ia să vedem, să vede eșapament, dacă se vede, se vede acolo, jos de tot, se vede, se vede. Un detaliu interesant este că dacă ți alegi versiunile plug-in hybrid, primești suspensie independentă pe spate. Dacă ți alegi versiunea 1.2 benzină pure, cu 130 de cai putere, primești bară de torsiune. Deci ăsta e un detaliu care diferențiază mașinile. Probabil versiunea plug-in hybrid fiind un pic mai grea, are nevoie de o suspensie independentă pe spate, pe când cea pe benzină, fiind cu 320 de kg mai ușoară, nu are nevoie de acest lucru. Se descurcă și cu jante mai mici, de 17. Astfel mașina poate să fie confortabilă, poate să fie dinamică fără să aibă nevoie de suspensie independentă spate. Acum, na, poate fi și din rațiuni de costuri și o să mai prezentăm niște detalii care au fost alese tot așa din rațiuni de costuri. Am vorbit aseară cu directorul tehnic care s-a ocupat de această mașină. În spatele acestei grile imense se află și radarul pentru tempomatul adaptiv, frânare de urgență și mai departe. Mașina vine cu tempomat adaptiv cu stop and go în standard la versiunea Allure. La versiunile de top, în curând vei primi și funcții de schimbare automată de bandă, plus alte chestii pe care le primești deja la pachetul de siguranță plus, cum ar fi rear cross traffic alert, blind spot assist și alte asemenea. Aici avem camera de night vision. Da, mașina asta are night vision, disponibil doar pe versiunile superioare. În China mașina se numește Peugeot 408X, pentru că Peugeot 408 deja există și este un model sedan tradițional. Și cei de la Peugeot au spus că dacă există vreo problemă cu vreo piesă pentru versiunea europeană, poate să o ia de la versiunea chineză și invers. Dacă există o problemă cu o piesă pe versiunile chinezești și au nevoie de o piesă, le pot lua din Franța. Și modelele devin din ce în ce mai globale. Dar acum, cea mai mare piață, China, dictează oarecum forma și designul mașinilor. Pe anumite piețe din China o să avem și un motorizare 1.6 turbo benzină 215 cai putere. Dar na, m-am lungit puțin, voiam să vorbesc despre parbriz, că tot venea vorba de piese, de componente. Avem așa, parbriz laminat acustic pe toate versiunile, geamuri față laminate acustic, cred că de la GT în sus, nu cred că de la Allure, cred că de la GT în sus, o să vorbim și despre ele un pic mai târziu. Parbrizul poate fi încălzit, însă dacă tu alegi parbriz încălzit, nu-ți poți lua plafon panoramic și dacă ții plafon panoramic, nu poți să ții parbriz încălzit, pentru că modulul care controlează toate aceste funcții, inclusiv volan încălzit și așa mai departe, nu poate suporta și parbriz încălzit și plafon panoramic în același timp. Nu știu dacă e o chestie din rațiuni de costuri, dar așa mi-a spus inginerul șef de la mașina asta. Totodată au integrat și diuzele în ștergătoare, le-am folosit aseară, merg foarte bine. Avem camerele, senzorii acolo și nu știu dacă se vede, o să încerc să dau cu zoom la oglindă acolo, undeva pe aici. Se află un LED. Mașina, dacă se află la încărcat, versiunea plug-in hybrid, are un LED care îți spune dacă se încarcă sau dacă este încărcată și e fix acolo în oglindă. O scurtă corecție, da, poți avea sau ai geamuri față laminate acustic pe versiunea Allure Pack, deci nu trebuie să te duci la GT ca să ai așa ceva. Să fie oare LED-ul la interior și nu aici, unde l-am arătat eu, să fie și în exterior și în interior. Din unghiul ăsta se vede foarte clar că avem aici un LED. Interesant. Dar nu asta vreau să zic, vreau să spun că dacă tot am vorbit de oglinzi, versiunea GT primește oglindă interioară fără ramă. Deci dacă vezi una și nu știi dacă e GT, dacă are oglindă fără ramă, e GT. Cu toate că 408 folosește platforma IMP2, se folosește versiunea V3, adică cea folosită pentru DS4, 308, Topa, Lastra, C5X și așa mai departe. Și 70% din componente sunt noi. Ce înseamnă IMP2? Înseamnă
70 de kg reducere de masă înseamnă materiale compozite, magneziu sau oțel de înaltă rezistență. Dar vă spun eu ce mai înseamnă, și asta nu este un lucru pe care îl veți afla din comunicatele oficiale, nu. Este vorba de insonorizare, de materiale fonoabsorbante. Și PSA oricum folosea mult material fonoabsorbant în spate, însă la asta s-au chinuit și mai mult, pentru că în China mașina asta va fi condusă de către șoferi, nu de către proprietari. Proprietarii vor sta în spate și astfel au nevoie să aibă mai mult material fonoabsorbant în spate ca să aibă o experiență ceva mai liniștită. Dar materialul fonoabsorbant n-a fost folosit doar ca să reducă numărul de decibeli din habitaclu, ci să reducă și zgomotele de torsionare, atunci când iei un viraj sau când dai peste o groapă, peste ceva, e bine, trebuie să le absorbe și pe alea, trebuie să le filtreze și pe acelea. Și din acest motiv, pentru pasagerii spate, în special chinezi, și pentru a reduce zgomotele de torsiune ale caroseriei, au folosit mult material fonoabsorbant aici în spate. Un lucru pe care l-am observat încă de acum 2 ani, de când am început eu să testez modelele PSA de generație nouă. Acum, Stellantis este grupul, însă mașina asta este înmatriculată pe, că am certificatul la mine, PSA Automobil SA. Hai să arătăm și cheia. Apropo, aici este certificatul și cu toate actele mașinii, ceea ce e foarte interesant. Noua cheie de Peugeot, care e vechea cheie de Peugeot cu noua siglă, cu butoane aici frumos. Avem și haion acționabil electric, îl arătăm imediat, o cheie normală. Dar e interesant să ai din piele acest portofel pentru mașină. 408 GT și are numere de gorj, după cum se vede aici, în culoarea Blue Obsession. Ai 6 culori pe mașina asta: alb, argintiu, gri, negru, roșu și Blue Obsession. Și eu mi-aș lua, evident, Blue Obsession sau roșu. Acum, ai cheia în buzunar, ți-ai parcat mașina în Barcelona, te duci către mașină, mașina face bip-bip când te apropii de ea. Face? Nu face, face doar când te depărtezi de ea. S-a deblocat. Dacă vrei să te depărtezi, mașina face bip-bip și se încuie. Dacă tu vrei să încui mașina de la keyless, deci mașina e descuiată, apeși aici, ea se încuie. Dacă vrei să o deschizi, deci îți confirmă, dacă vrei să o deschizi, după aceea cred că trebuie deschisă din cheie. Da, e o măsură de siguranță astfel încât să nu mai meargă keyless entry-ul. Însă, dacă te duci pe partea dreaptă, observăm că nu mai avem keyless entry pe partea asta, doar pe partea stângă. E bine, asta este o dată din rațiuni de costuri și o dată din rațiuni pentru că oamenii nu au nevoie de așa ceva. Ei se apropie de mașină, se descuie, se depărtează de mașină, se încuie. Deci nu ai nevoie de keyless și pe partea asta dreaptă. Asta dacă vreodată vă întrebați de ce nu au noile Peugeot, Citroenuri, DS-uri, chestia asta. Bun, și acum hai să vedem. Deschidem ușa. Să vedem cum se aude când o închizi. Se aude decent. Ușa se simte destul de grea, destul de solidă. Și hai să vorbim acum despre materiale, cel puțin la varianta asta de top GT. Materiale moi aici, material texturat aici, material moale aici, tare aici, aici spumă, aici material tare, cusături verzi și capitonaj la buzunare, buzunarele destul de mari. Și aici în jos tot așa material tare. Deci avem o multitudine de materiale, forme și texturi pe fața de ușă de la 408, similar cu ceea ce găsim pe 308, în ceea ce privește designul, materialele, texturile și așa mai departe. Ia să vedem, avem geamurile laminate, le avem, promise de Peugeot, le avem, și să vedem dacă avem geamuri antiprost sau antiprindere mâini. Avem și în față și în spate, deci nimic de obiectat. Un detaliu pe care nu-l găsești la multe mașini, poate mai îmi spuneți voi la ce mașină ați văzut, avem un buton separat pentru încuiere și un buton separat pentru descuierea mașinii. Nu avem un buton care are aceeași funcție. Sunt interesante ce au făcut acest lucru, probabil ca să-ți dai seama că aici avem și un bec. Când mașina este un LED, când mașina este încuiată, dar puteau să folosească același buton. Adică se zgârcesc la anumite lucruri, dar nu se zgârcesc la altele. Ok, bine, zgârcesc e mult spus, e pur și simplu niște rațiuni de costuri. Mai țineți minte antifonarea pe spate de care v-am spus mai devreme, e mult material fonoabsorbat în spate. Ei bine, costul per mașină este de 16 euro. 16 euro, dacă se vând 100.000 de mașini, atunci 1.600.000 de euro care puteau fi în buzunarul
brandului, acum sunt în buzunarul sau sunt în avantajul clientului. Alt detaliu, pragurile destul de înalte, scrie pe jos de ele, praguri înalte, praguri groase. Se vede diferența între prag și podeaua mașinii. Da. Aici vă spun de ce e acest lucru. Și la Astra, și la 308, și la 408 e același lucru. Asta pentru că urmează o versiune electrică și ai nevoie de o podea care să încapă o baterie. Deci pentru asta este. La versiunile electrice, care o să apară 2023-2024, nu vom avea acest lucru. Și capota nu poate fi deschisă atunci când ai ușa închisă. Un detaliu care poate e greu de observat pe cameră e cât de lungă este ușa spate. Adică e foarte, 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 foarte lungă. Asta odată. De la aripă și până unde se termină ușa, e ceva. Da, se vede că acesta este acela, al treilea geam de frână, cam atât ar fi trebuit să fie o ușă normală. Însă ei au lungit-o puțin din rațiuni de design, probabil. Iar aici nu mai este geam, deși așa pare. Nu, e pur și simplu o bucată de piano black care se integrează bine cu privacy glass-ul de pe al treilea geam de frână. Deschiderea este destul de mare, ușile se puteau deschide ceva mai mult. În spate materialele sunt așa tari, dar în rest ele imită ce găsim în față. Fix aceleași materiale pe care le găsim în față, cu excepția capitonajului de la buzunare. Buzunarele destul de mari pentru spate și ceaiul locul îl avem aici. Este manual, desfaci cheia și închizi ceaiul locul. Apropo, mașina vine cu sistem de sonorizare focal. Versiunile de top vin cu focal, 10 boxe, amplificator 690W. Se aude bine, însă la modele DS se numește focal Electra. Probabil e o treaptă în plus, o treaptă în sus. Să vedem, geamurile nu sunt laminate pe spate, nu coboară de tot, dar au protecție, că le-am testat eu ceva mai devreme. Nu le mai testez și acum. Deci, cam așa din punctul de vedere al geamurilor. Și ușa, din nou, e mare și se simte grea, se simte solidă, hai să zicem. Ah, și un detaliu pe care nu l-am spus, cu toate că mașina este un crossover, gardă la sol 189 de mm, avem uși care acoperă pragurile în integralitatea lor. Și un detaliu pe care îl găsim la multe modele PSA, mai ales din generația asta EMP2. Ia fiți atenți aici, dacă vrei să închizi ușa și nu vrei să o mai împingi sau nu, așa, faci așa odată. Și ea s-a închis. Ha! Ok, înainte să trecem la portbagaj, hai să vorbim un pic despre dimensiuni. Mașina are 4,69 m lungime, 1,49 m lățime și 1,48 m înălțime. Nu e foarte înaltă și ampatamentul este lunguieț, adică 2,79 metri, destul de lunguț. Masa mașinii 1781 la versiunea asta de top, 1460 la versiunea pe benzină. Cam așa sunt dimensiunile. Însă ce vreau eu să vă spun acum? Asta este o mașină de clasă compactă, sau mă rog, segment C, așa o integrează cei de la Peugeot, dar este în limitele superioare clase compacte. Mulți ar spune că rivalul acestei mașini ar fi Renault Arkana, care e un pic mai înaltă și un pic mai scurtă. Dar principiul folosit este același. La Arkana s-a luat o platformă de clasă mică, platformă de capturi, s-a făcut Arkana care este compact. Aici s-a luat o platformă de clasă compactă, se integrează mașina în segmentul C compact, însă el se duce spre mediu. Deci s-a luat o platformă de o anumită dimensiune și s-a alungit, s-a mărit pentru a face o mașină fie de o clasă superioară, fie la limita superioară a clasei din care face parte platforma. Deci cam așa este și cu Peugeot 408. Alte detalii, 330 mm discuri față, McPherson față, 290 mm frânele spate, sunt aceleași componente luate de pe Citroen C5X. Sistemul de frânare este unul electric, este aceeași componentă folosită și la C5X, însă software-ul, calibrarea pedalei a fost puțin schimbat. Însă dacă mergem în spate la rezervor, ăsta e portul de încărcare, o să vorbim când vorbim despre motor și baterie. Așa, portul de sau bușonul de benzină se deschide din buton, pe când portul de încărcare se deschide prin apăsare. Da, nu poți să pui motorină, are sistem din acela ce îți împiedică pompa de motorină să intre aici, 10% etanol în benzină poți să pui, dacă vrei așa ceva, și ai 40 de litri rezervor. La Citroen C5X ai 44 de litri de rezervor dacă ai alegi versiunea plug-in hybrid. Dacă vrei versiunea cu motor pe benzină, atunci rezervorul crește la 52 de litri, suficient. Și acum vine întrebarea, voi ce ați alege? Ați alege o benzină mai ușoară cu rezervor mai mare sau ați alege o versiune plug-in hybrid? Cei de la Peugeot mi-au spus în felul următor: clienții vor trebui să aleagă mașina în funcție de
prețul benzinei și al curentului din zona din care fac parte. Și, spre exemplu, ne-am explicat noi că la România avem un plafon și așa mai departe. Și tot așa trebuie făcut un calcul, prețul benzinei și prețul curentului și prețul plafonului sau câți kWh pot să consum până atinge acel plafon, astfel să nu crească. Dar ei consideră că versiunea plug-in hybrid este cea ideală pentru majoritatea piețelor. Voi pe care ați alege-o. Hai că se mai însori puțin, să zicem. Ai cheia în buzunar, ai plase în mână, vrei să te duci la mașină, să deschizi portbagajul. Te duci, mașina ți-a recunoscut. Pac, uite ce repede a răspuns. Haionul electric, foarte mișto. A răspuns repede, repejor. Deci, haion acționabil electric, nu pe toate versiunile, evident, însă acum avem acces la portbagaj. Și primul lucru pe care îl observi, da? O bucată mare de plastic între tine și aici marginea de încărcare, care nu e foarte înaltă. Ei bine, avem 536 de litri la versiunea termică, 471 la versiunile plug-in hybrid, da? Dar se vede că există ceva spațiu, similar cu Mazda MX-30, între tine și unde începe portbagajul. Ce avem prin portbagaj? Păi, hai să vedem așa. Avem odată o tăviță mică, asta pentru că o copertină mare o avem aici. Ia fiți atenți de cine e făcută. E făcută de Mopar, pentru că Stellantis deține Mopar și atunci chestia asta a fost fabricată de către ei, o firmă de accesorii. Deci vine de la Motor Parts, dar ei mai fac și alte accesorii, inclusiv pentru Jeep-uri și alte modele ale grupului Stellantis. Pe versiunea chineză nu ai chestia asta, nu ai copertina asta fixă aici, pe care oricum se poate scoate, dar ai una normală pe versiunea chineză. Deci dacă vrei una normală, o dai pe asta jos, comanzi una din China. Mocheta pare de bună calitate. Aici avem o plasă, mă rog, un elastic, al doilea elastic, o priză de 12V, cârlige pentru plase, avem și puncte de ancorare acolo, avem o plasă frumos aici. Dacă vrei să rabatezi bancheta, tot ce trebuie să faci este să tragi de această manetă. Bancheta rabatabilă 60-40 cu tot cu ski hatch, o să-l arătăm un pic mai încolo, nu poți avea 40-20-40 pe 408. Și hai să vedem ce găsim sub podeaua falsă. Avem așa, spații de depozitare, da? Spații de depozitare cu cablul de încărcare. Însă ia fiți atenți aici, ce e chestia asta? Ia fiți atenți aici, o scoți, o pui frumos aici și ia uite, stă podeaua ridicată dacă trebuie să ajungi la subwoofer sau la baterie. Foarte tare, sunt curios dacă și versiunea termică are așa ceva. Bine, singura mea grijă nu e grea, adică e gândită să fie făcută. Pare că stă tensionată, dar nu stă atât de tensionată, vezi? Nu stă atât de tensionată pentru că podeaua falsă nu este atât de grea. Și în momentul în care vrei, o pui la loc, ai închis-o și după aceea o împingi. Bun. Asta, deci cam acesta este portbagajul, da? 471 la PHEV, 536 la versiunile termice. Acum, dacă vrei să ridici bancheta, odată trebuie să ridici, se ridică foarte ușor, pac, dar ți-a scăpat centura. Și când ți-a scăpat centura, trebuie să o iei, să o pui la loc frumos, așa, e un pic de treabă, un pic de gălăgie aici. Și în momentul în care vrei să închizi, vezi? Trebuie să închizi tare, trebuie să apeși tare. Dar asta pentru că arcul e foarte puternic și în momentul în care vrei să rabatezi bancheta de aici, fii atent aici. Acum nu vreau că e centura. Ia să vedem ce s-a întâmplat. A rămas centura tensionată. Ha! A, ce tare! Acum ar trebui să meargă. Da. Ha! Rămăsese centura tensionată. Foarte tare. Pentru că eu făcusem așa, 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 se tensionase centura foarte tare. Uite, și acum e rămasă tensionată. Tare. Interesant. Așa, și dacă vrei să închizi portbagajul, îl închizi de la buton, pentru că nu mai merge să-l închizi din cazacioc. We are not out of the woods yet, cum ar zice englezul, adică trebuie să prezentăm și scaunele. În standard ai niște scaune manuale cu reglaj electric și la șofer și la pasager, dacă nu mă înșel, însă doar șoferul are aici reglaj lombar, după cum vedem și la această versiune. Apropo, un mic detaliu, ai pedalier din aluminiu la GT. Acum hai să revenim la scaune. Poți avea mai multe tipuri de scaune, aghere, aghere confort electric, aghere confort manual și așa mai departe. Noi avem aghere confort, scaunele de top, cu memorie, reglaje electrice, cu masaj, încălzire, nu ventilație, tot din rațiuni de costuri. Doar pe DS4 poți avea scaune ventilate
în această clasă, pe această platformă. Dar ele sunt destul de confortabile, ușor de reglat, textile la bază, poți avea o parte din piele, o parte material textil și eu ieri am condus versiunea care este full piele. Deci cam acestea sunt. Scaunele sunt destul de confortabile, destul de moi. Nu ala am pe tenis, mingea mea de tenis, ca să stabilim cât de moale este buretele scaunului, dar când o să avem mașina asta în România, o să vă arăt. Scaunele sunt mai confortabile decât la 300, nu, decât la 3008, să zicem. Susținerea laterală a fost un pic tăiată, să zicem. Scaunele sunt mult mai confortabile, te înfunzi în ele și nu mai ai o susținere laterală atât de agresivă, niște pernuțe dure. Le ai moi și sunt un pic deschise spre exterior. Per total le recomand pe acestea. Gama de motorizări apropiată de 308, evident, apropiată și de C5X și mai departe. Nu avem amortizor la capotă, avem vita mai antifonare aici cu protecție termică pentru turbina motorului 1.6 PureTech cu 180 de cai putere, injecție directă. Am mai prezentat sistemul la 308, nu mai intrăm acum în detalii că mai avem multe de prezentat la mașina asta și timpul nu este în favoarea noastră. Însă, ce trebuie să țineți minte la chestia asta, la sistemul ăsta de motorizare? Deci avem așa, 180 de cai din motorul pe benzină, 150 la plug-in hybrid, motor electric 110 cai cu 320 Nm, motorul termic 180 de cai putere cu 250 Nm. Poți, dacă vrei, să încarci bateria în mers, ai și buton de e-save să salvezi bateria. Ei, dacă faci acest lucru, dacă mergi cu bateria descărcată, atunci, într-adevăr, acesta este unul din puținele sisteme care nu îți mai dă aport electric și rămâi doar, în ghilimele, doar cu 180 de cai putere și mergi pe termic. Eu am avut ieri o mașină cu baterie încărcată, am mers în modul hibrid, am alternat cu sport și așa mai departe și am consumat 3,2 litri la 100 de kilometri. Pe de altă parte, consumul cu care am luat mașina era mult, mult mai mare, probabil pentru că cei de la jurnaliști auto s-au crezut, nu știu, Sebastian Loeb sau ceva de genul. Dar modul cum este economic să mergi cu mașina asta este un mod relaxat, cam așa îi se potrivește. 7,8 secunde până la 100 de km pe oră și viteză maximă 233 de km pe oră. Consider că performanțele sunt suficient de bune pentru o mașină din această clasă. Evident, nu e o mașină de fugă, e o mașină ce îți oferă multă putere pe o arhitectură economică. Puterea e acolo ca să miște toate aceste kilograme, însă dacă mergi pe electric, motorul electric livrează puterea lin, nu simți că ai nevoie de mai mult cuplu sau mai multă putere. Dar, din nou, vă întreb voi ce motorizare ați alege pe mașina asta. Cutia automată este iSyn-ul cu 8-7 și convertizor, deja tradițional pe modelele PSA, prima cutie automată cu 8-7 pentru motoarele transversale. De obicei, setarea la astfel de modele se face pentru confort, nu pentru viteză. O să vorbim un pic despre padele la momentul respectiv, însă ce trebuie să țineți minte este că toate versiunile plug-in hybrid ale grupului PSA au pompă de căldură și prin aplicația mai Peugeot poți să, sau mai Citroen, mai DS, mai ce vrei tu, poți să preîncălzești habitaclul fără să consumi foarte mult curent. Asta e un lucru bun, e aceeași componentă, e aceeași pompă de căldură care se folosește pe modelele electrice PSA, mi-au confirmat inginerii de la Peugeot. Încă nu se știe dacă va exista o versiune cu tracțiune integrală, am ținut să menționez acest lucru, mașina este doar tracțiune față momentan. V2-urile MP2 V2 au și tracțiune integrală. Poate pe viitor vom vedea ceva. Versiunile cu 299 sau 360 de cai putere, cum găsim pe 508 PSE. Bateria ați văzut-o. Acum hai să vorbim despre portul de încărcare. Portul de încărcare la modelele electrice va fi schimbat pe dreapta, nu va rămâne pe stânga, din ce știu eu. Acum, dacă greșesc, cineva să mă corecteze când o apărea mașina. Dar momentan, asta pot să vă spun sigur, portul de încărcare pentru electric va fi CCS și va fi pus pe partea dreaptă, nu va fi pus pe stânga. Bateria 12,4 kWh brut, 10,2 kWh net, 64 de km autonomie teoretică, deci mașina va consuma undeva la 16, 17, 18 kWh în regim economic. Având în vedere că e o mașină grea, cu o putere mică și dacă vrei să mergi la viteze destul de mari cu ea, posibil să treacă de 20 de kWh consum, tot este decent. Mașina asta are potențialul de a fi o mașină electrică dacă mergi cu ea strict 60 de km, 50 de km și o încarci. Performanțele sunt bune. Acum, în standard primești încărcare 3,7 kW. Dacă vrei, poți avea 7,4 kW. Moment în care timpul de încărcare scade de la 3,4 ore la 1,7 ore. Dacă vrei să o încarci acasă,
E bine, atunci se va încărca undeva în 5-6 ore. Deci dacă o lași seara, dimineața va fi încărcată la maximum. Deci cam așa și cu asta. Apropo, în lumina asta soarelui acum se vede Obsession Blue ăsta. Cât de mișto e culoarea. Și cât timp vă uitați voi la vopsea, vă spun că garanția este 4 ani și 100.000 de kilometri sau dacă vreți 8 ani, 160.000 de kilometri pentru componentele electrice și hibride. Hai, înainte să trecem la interior, că avem acolo mult de discutat, hai să spunem că pentru o mașină cu ampatamentul de 2,79, diametrul de bracaje de 11,1 metri. Nu e nici mare, nu e nici mic, e fix în limitele decenței. Hai să începem interiorul cu un pic de relaxare. Deci, prima parte a plafonului panoramic sau trapă, cum vreți să-i spuneți, nu e chiar full panoramic, dar e o trapă frumoasă, este aceeași componentă, fix exact aceeași componentă, care este pe Citroen C4. Deci e aceeași piesă. Și dacă vrei să o deschizi, se deschide frumos. Avem și deflector de vânt, tot. Ia, se deschide mai mult? Nu, asta e maximul. Deci o putem numi trapă. Asta este o privire de ansamblu cu interiorul mașinii. Și acum hai să intrăm în detalii. Cu ce să începem? Să începem cu volanul, care este același volan micuț de Peugeot cu două spițe, care e foarte mișto de ținut în mână, puțin gros, cu piele perforată la GT, cu sături verzi și padele care acum sunt pe volan, nu mai sunt pe coloană. S-a luat decizia să se pună pe volan și nu pe coloană, pentru că mulți proprietari nici nu folosesc padelele și e un pic mai ieftin de produs pe volan decât pe coloană. Totodată, schimbarea de treaptă pe manual s-a îmbunătățit odată cu padelele astea, probabil s-a îmbunătățit și software-ul și cutia schimbă un pic mai repede de pe volan decât pe coloană și acum avem și volan încălzit. Și, să vedem, cam asta e poziția mea, deci cam așa văd eu o persoană scundă bordul când conduc mașina. Eu văd tabloul de bord complet digital. Unii oameni, probabil dacă vor să regleze, probabil stau așa și văd așa. Deci, în funcție de fiecare om. Aici în stânga volanului avem butonul pentru deschidere portbagaj, avem preîncălzirea habitaclului, programarea și butonul pentru rezervor. Dar mai avem și un suport de monedă, dar nu am monedă să vă arăt cum a intrat o monedă în suportul de monedă. Ok, hai să vorbim despre materialele din interior acum. Avem multe, multe tipuri de materiale și texturi. Deci, moale aici, imitație de aluminiu aici, doar pe versiunile GT. Mai avem aici ceva imitație din aluminiu cu lumini ambientale, le vom găsi acolo în spatele ecranului. Și apropo de ecran, vreau să arăt asta un pic mai târziu. Dacă vrei să-l scoți, aici ai un șurub și aici ai alt șurub și poți să bagi degetele aici la șurubel dacă vrei. Material moale, tare la torpedou, moale, de fapt e tare și moale în același timp, e un material moale, dar ceva mai tare aici cu sut și aici material tare, tare. Nu avem foarte, foarte mult piano black, avem aici în fața bordului, nu o să atingi niciodată zona asta și în zona ecranului, dar tu vei atinge ecranul, nu vei atinge neapărat aceste zone de piano black, da? Aici evident e un plastic ceva, uite, e un pic moale, cauciucat așa, aici e tare, aici iarăși unul care imită aluminiu și cotiera este moale și se deschide așa, o să vorbim despre cutiera un pic mai târziu. Deci, per total, materialele sunt bune, asamblarea e bună, chiar și mocheta asta din plafon e moale pe alocuri. Cei de la Peugeot se mândresc cu calitatea materialului acestuia. Acum, avem așa, o oglindă cu luminițe, am vrut să vă arăt repede și avem mâneri la toate patru ușile, cu toate că în spate nu avem cârlige pentru haine. Vreau să spun asta când eram în spate, dar vă spun acum, nu avem cârlige deloc la niciuna dintre uși. Cu toate astea, mașina stă bine la spații de depozitare, deci buzunare mari, wireless charging acolo, punem telefonul, să vedem, încape și un telefon mare. SE-ul meu are loc, dar are loc și un 14 Pro Max, de exemplu. Acum, un spațiu de depozitare aici, două suporturi de pahare aici cu bază cauciucată frumos pentru aderență, aici un loc pentru cheie și o să vă arăt care este legătura dintre locul ăsta pentru cheie și torpedou. Și torpedou aici nu e foarte adânc, dar are bază cauciucată cu USB și aici ceva, niște guri de ventilație. Acum, nu sunt guri de ventilație, pur și simplu la versiunile termice, cotiera e mult mai adâncă și ai aici un loc pentru cablu. Deci dacă să conectezi telefonul la cablu aici frumos, frumos, îl scoți pe aici și poți să ții telefonul într-un dock, ceea ce e foarte mișto. Însă la versiunile plug-in hybrid nu avem așa ceva. Ce mai trebuie să mai spunem este faptul că avem așa un torpedou
spațios, e foarte adânc, este capitonat, este amortizat, este iluminat și este, doamnelor și domnilor, refrigerat. Și cred că are și etaje diferite, nu? Nu, n-are, are un singur etaj, dar mai e aici un loc pentru diverse obiecte. Deci, bun și la capitolul ăsta. Hai să continuăm cu niște comenzi. Avem comenzi fizice aici, tot ce înseamnă comenzi digitale vorbim după. Avem așa, buton de home pentru sistemul de infotainment. Multă lume s-ar putea să nu știe de chestia asta. Să vedem. Hop. Da, e noi, e butonul pentru sistemele, pentru ADAS, sistemele de asistență. După aceea avem climatizare aici, plus avarii cu roșu. Se simt foarte ok. Wireless charging, am mai spus chestia asta, schimbătorul de viteze. Dacă ai versiunea termică, ai M de la manual, aici ai B de la modul braking cu regenerare suplimentară care funcționează foarte bine. Butonul de start, priză de 12, USB pentru conectivitate, Apple CarPlay și Android Auto. Însă mașina are Apple CarPlay și Android Auto wireless. Eu recomand să-l conectați tot cu fir, pentru că se încălzește telefonul mai puțin, nu scazi durata de viață a bateriei așa de mult cum mai scădea dacă ai avea wireless Apple CarPlay și wireless charging. Și fără de parcare electrică, și am primit un răspuns destul de interesant de la inginerii Peugeot, dacă mașina nu are frână de parcare electrică, o ții în drive la semafor și tragi frâna de parcare electrică și mașina nu va pleca și nici nu va stresa componentele de propulsie sau de frânare. În loc de auto hold, poți avea frâna de parcare electrică și funcționează la fel de bine. Și mai avem și modurile de rulare în funcție de Eco Normal Sport la termic și Electric Hybrid și Sport la versiunea Plug-in Hybrid. Repede să vorbim un pic despre scaune și despre funcțiile de masaj. Deci dacă te duci în sistemul de infotainment, te duci după aceea la Seat Options și te duci la masaj, poți avea mai multe tipuri de masaj, Wave, Stretch, Cat Paw, Lumbar, Shoulders, whatever, cu 3 trepte, Snake, Side to Side, Butterfly, și te duci aici, le activezi, dai pe 3. Dacă dezactivezi masajul, se termină programul de masaj, pernele rămân umflate. După vreo 2, 3, 4 minute, nu mai țin minte exact, pernele se desuflă și le auzi așa, cum se desuflă. Deci fiecare scaun are 8 perne pentru scaunele cu masaj. Bun, hai să continuăm cu climatizare. Te duci la meniul de climatizare. Dacă ieși de aici, te duci la meniul de climatizare, ai climate și toate funcțiile sale, seats and hearing, steering wheel, poți să și activezi volanul încălzit, air quality, are purificator de aer și îți arată cât de bun e aerul din interior. Eu stau cu geamurile deschise și cu trapa deschisă și mașina tot spune că aerul este curat. Așa e aici în Barcelona și evident precondiționare, dacă vrei să precondiționezi interiorul, fie de aici, fie din aplicația My Peugeot. Bun, hai să vorbim acum despre tabloul de bord digital 3D. Wow, e 3D! Incredibil! El se poate dezactiva. Deci, acesta e 2D, așa este 3D. Așa este 2D, așa este 3D. Însă, hai să vă spun cum stă treaba. 3D-ul este făcut de un sistem foarte similar unui head-up display, pentru că mai avem un panou de sticlă acolo, da? Și este proiectat, ia fiți atenți aici, de unde e proiectat. Hai să văd dacă pot să pun camera. Deci, de sus, în momentul în care dezactivezi, ia. Acum este 2D și acum este 3D. Pac, 2D, 3D. Deci ai un head-up display în fața ecranului principal și pur și simplu doar se schimbă informația de unde e proiectată, din ecranul 2D sau din head-up display. O să lăsăm pe 2D că este mai ușor de văzut acum în lumină puternică și hai să vedem cum arată tabloul de bord. Ia să vedem. Deci am avut așa, avem navigație, avem baterie și avem clustere. Oricum, chestiile astea pot fi personalizate. O să arătăm imediat cum se pot personaliza din sistemul de infotainment când trecem la el. Și aici sunt clusterele normale. Interesant este că nu ai un vitezometru normal, ai tot timpul viteza cu albastru, dar crește acu, doar că nu știi spre ce crește. Nu știi de ce valori crește. Dar, per total, ai toate informațiile de care avea nevoie în el. Se mișcă destul de ok. Dacă vrei să vezi consumul, ia să vedem. Deci mașina a parcurs 1000 de km până acum, 1600. Consum 8,1 pe ultimul trip, 8,1 pe ultimul trip, since start. Cam asta este. Bun, și acum vorbim despre sistemul de infotainment. Aici avem butonul de home și avem așa mai multe fâșii, pagini, cum se spune, cum vreți să-i spuneți, pentru că aceste pagini pot fi personalizate. Cum personalizezi chestia asta?
te duci aici în oricare meniu și ți-ai așa, customize driver information, deci display-ul, și poți customiza ce vrei tu, fiecare pagină ce să conțină. Foarte mișto chestia asta. Și poți să o scoți, poți să o... Uite, ți-a apăsat pe ea. Da? Și o poți scoate și o pune la gunoi. Să pui altă pagină dacă vrei. Fix ce vrei tu. Așa, și dacă îi dai customize touchscreen, din nou același lucru. Și avem aici ultima pagină pe post de exemplu, dai plus și poți să-i pui ce meniu, uite, meniu de climatizare, ca să-l ai acolo, plus, da? Meniu de climatizare, tot așa, dai plus și dai meniu de application drawer sau de energie, etc. Trebuie să ai suficiente pătrățele libere și suficiente meniuri disponibile, că dacă tu ai deja, nu știu, scaune, masaj, navigație, acelea nu mai poți pune pe două pagini diferite, dar le poți modifica cum vrei tu. Acum, save changes, hai mă, dai save și dai pe home iar. Ei bine, și acestea sunt, se numesc eye toggles, și acestea sunt personalizabile, ți-ai apăsat pe ele și le poți schimba cu ce vrei tu. Dacă ești înmers în drive, atunci nu poți să le schimbi cu ce vrei tu, poți să le schimbi doar cu scurtături ale navigației, dacă ai scurtături integrate în navigație. Îi dăm înapoi pe home și aici ai un meniu pentru diverse lucruri. Pentru 3D cluster, Wi-Fi, My Devices, Privacy și așa mai departe. Și mai avem și aici meniul de Max eSafe, meniu în care se încarcă bateria. Deci poți să încarci bateria de la motorul termic și poți să alegi 10 km eSafe aici. 10 km, 20 sau maximum. Energy Flow, Statistics, Charging și așa mai departe. Evident, mașina Apple CarPlay, Android Auto Wireless, am mai spus, dar și cu fir în același timp, nu este doar wireless cum e la sistemul de opt-in ce pe modelele Hyundai Kia. Și acum, poți să apeși frumos aici, te duce în Apple CarPlay, full screen, rezoluție mare, rezoluție bună, însă vedem că nu avem acea scurtătură de Peugeot sau de brand, cum găsim la modelele precedente, de apăsa, eram undeva pe aici, între Now Playing și Podcast era și apăsai pe, el ajungea în meniul principal. Acum, dacă vrei să ieși de aici, apeși pe Home, nu mai trebuie. Și dacă, nu știu, ești într-un meniu oricare, hai să zicem navigație pe aici, vrei să ajungi la Apple CarPlay, simplu, apeși odată aici, revii pe Home, da? Apeși pe scurtătură, așa, și mai e o scurtătură ca să ajungi la Apple CarPlay și la Android Auto, ți-ai apăsat pe Home. Pam! Ți-ai apăsat pe Home și te duce în Apple CarPlay și Android Auto. Apropo, versiunile de bază de la 308 nu au eye toggles, au butoane fizice pentru scurtăturile astea. La 408 toate versiunile au eye toggles. Toggle, 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 toggle. Dacă intrăm în setări, avem așa, Profile, Customization și ai Display Customization, ceva am arătat eu mai devreme, Screen Color, ia să vedem, hai să vedem, mai spunem Mauve. Ah, mie îmi place mai mult Mauve, e albastru cum e. Nu, îmi place mai mult Mauve. Connectivity, de fapt nu, la Customization te duci înapoi, Interior Color la, tara, ai 8 culori pentru iluminarea ambientală și eu vreau tot Mauve, mie îmi place Mauve, verdele ăsta nu mi-a plăcut niciodată, decât pe exterior. Active Sport Sound, available doar în Sport Mode, asta o să vedem la proba de condus. Exterior Animation, Interior Animation, alea cu pip, 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 și așa mai departe. Connectivity, Systems, Audio, Radio Settings, Sound Settings, frumos aici, All Passengers, Equalizer, whatever. Setări normale. Setări pentru Vehicle, Vehicle Lighting, Vehicle Access, ai tot felul de setări interesante. Door Unlock Boot Only, Motorized Boot, poți să dezactivezi chestia asta, mai mulți producători au început să ofere opțiunea să poți dezactiva aceste lucruri. Disable Door Mirror Folding, în momentul în care o pui marș arier, ambele oglinzi coboară, deci nu este nicio problemă. Updates, update-uri de soft over the air, Connected Services și așa mai departe. Bun, am ajuns și în spate, materialele le-ați văzut, acum hai să vedem spațiul pentru că, uite ce moale e tetiera asta, mult mai moale decât în față. O, ce tetieră moale. Bun, spațiu pentru cap. Eu mai am un pumn. Dacă stai așa, ai mai mult de un pumn. Dar dacă stai pe spate, ai un pumn. Eu la 1,64. Deci, eu la 1,80, 1,81, 2. Cam acolo e limita. Haie, plafonul e plonjat. Frumusețea își cere tributul. Însă, mașina asta fiind făcută pentru chinezi. Chinezii n-au nevoie pentru, mă rog, pentru chinezi.
și pentru chinezi. Chinezii nu au nevoie de spațiu la cap, că sunt mici ca mine, însă chinezii sunt mari fani spațiu la picioare. Iar scaunul față, scaunul șoferului, este pus într-o poziție în care eu nu ajung la pedale. Deci eu mă întind așa și nu ajung la pedale. Cu toate astea mai am spațiu căcălău. Căcălău, deci nu e nicio problemă de spațiu în spate. Așa, o plasă, altă plasă, două gori de ventilație, două USB-uri și un spațiu de depozitare. Și asta aici cu o față care zâmbește. Care zâmbește, seamănă cu broasca din Family Guy sau ceva de genul. Dacă vrei să stai în mijloc, și aici e confortabil. Aici avem un tunel median care este nu foarte lat, nu foarte înalt. Nu vei avea probleme din punctul ăsta de vedere, se poate sta. Însă ai totuși cotiera asta care te apasă puțin, chit că e moale, puțin în spate. O desfacem, observăm un suport de pix și două suporturi de pahare. Ha, ce tare! Se scoate chestia asta. Și aici avem și ski hatch. Dacă vrei să te duci la ski. Uite ce ușor se închide. Aha. Bun, deci cam așa e bancheta spate la Peugeot 408. Îmi pare rău că nu avem cârlig aici, dar asta n-are priza de 2. Ieri am condus una care avea și priză de 220, nu, priză de 12V aici. Și avea două USB-uri și priză de 12V, asta nu are. Interesant, o fi ceva opțiune, dar poți să-ți iei și 12 și USB-uri în spate. Deci unii producători nu pun deloc, alții pun prea multe, să zicem. Gata, rămâne, nu mai rămâne decât să o conducem. Cred că mă dau ăștia la Peugeot afară, că, nu știu, le stricai show-ul lor. Și ca de obicei, Luci Popa uită camerele și le lasă la final. Uitați, camera e un pic murdară, deci am avut dreptate, se murdărește puțin camera. Oare asta e grăsimea de pe mâinile mele, deci eu sunt curat pe mâini sau mai avea camera ceva murdărie pe ea. Deci se murdărește destul de ușor, dar rezoluția e foarte bună. Uitați-vă la contrast, zici că e o poză. Zici că e o poză camera asta, pentru că imaginea e atât de bună, contrastul e atât de bun, culorile sunt foarte bune, zici că e screensaver. Aici, în față, cam așa se vede camera frontală și așa se vede camera 360 de grade. Aici avem indicațiile dinamice pentru parcare, da? A, și se și mișcă camera. Deci camera se mișcă pe 360. Știam că se mișcă și în față, nu ia. Se mișcă puțin spre deloc. Imaginea, la asta mă refer, și în spate și în față la fel. Pardon, și în spate la fel, nu se mișcă mai doar pe 360 de grade. Uite ce tare. Da, am mai găsit asta și la alți producători. Deci, per total, imaginea este bună. Hai să trecem iar pe screensaver. Dacă era curat, chiar ziceai că era screensaver. Bun, hai să vedem cum e Barcelona la vale cu Peugeot 408. Pentru că eu am luat mașina între ture ca să pot să fac treaba, pentru că vreau să fiu singur, nu cu alți jurnaliști, dar și pentru că avem alte planuri. Mi-au dat o descărcată. Nu e problemă pentru că am condus-o și încărcată și știu cum e și încărcată. Acum, hai să vedem. În modul hibrid, ce suntem acum, i-am dat și e-save, i-am dat și să salveze baterie, să vedem dacă se încarcă puțin. Și hai să resetăm consumul, hai să resetăm un consum, să vedem cât consumă cu bateria goală. Am resetat consumul. Hai, uite unde a strâns. Hai să vedem cât consumă mașinuța și cum merge. Ce-i drept, mergând așa liniștit, e foarte ok. Poziția la volan e bună. Nu știu cum se vede acum în cameră, cum vedeți voi din unghiul ăsta, dacă se vede bordul peste volan sau nu, dar eu cred că se vede mai mult decât trebuie. Oglinzile puțin mici, oglinda asta e destul de mare, vizibilitatea în față e bună, nu prea vezi capota, adică dacă te ridici așa puțin peste, dar dau eu cu GoPro-ul de plafon. În general, vizibilitatea e bună aici în lateral, e bună și în spate e ok până ajungi la montantul C, ăla e un pic mai gros așa. Trebuie să te bazezi pe camere mai mult decât pe restul mașinii. Avem un dâmp silențios la luat, nicio problemă. Asta e una din principalele caracteristici ale mașinii, faptul că e destul de silențioasă. Uite, alt dâmb, ia un pic mai tare. L-a luat și confortabil, l-a luat și silențios. Spaniolii au niște drumuri absolut fabuloase. Nu au grop, nu au deniveler, nu au absolut nimic. Așa că nu știu
cât de... Nu știu cât de bun ar fi mașina asta, mai ales cu jante pe 20 pe grob. Deși asta cred că are jantele de 19. Nici sincer, nici nu m-am uitat când am luat mașina, doar m-am bucurat că mi-au dat o mașinuță. Și am o veste interesantă pentru voi. Asta este mașina cu numărul 1000 pe care o conduc. La cât mai multe și o parte din merit se datorează și vouă că vă uitați la mine. Poziția la volan e bună. Ce trebuie să știți? Cu toate că mașina e un crossover, nu mi se pare că stai cu mult mai sus față de o berlină normală. Stai un picuț, dar nu stai. Față de 308, față de 3008, față de 2008, stai mai jos. Iar asta se vede. Eu mi-am găsit ușor poziția la volan. Aici sunt scaunele full piele, care după părerea mea sunt un pic mai moi, dar nu cu mult. Diferă materialul, nu buretele, adică materialul, tapiseria în sine, nu buretele. Ăla e același, bănuiesc. N-ar avea de ce să fie altul, scaunele oricum sunt aceleași. Dar mi se pare că e un pic mai moale. Ia să mergem aici, frumos, ia să punem și un masaj. Seat options, masaj, cat paw, wave. Ăsta îmi place mie, punem la 3. Și acum ne întoarcem la, vreau să zic, la Apple CarPlay. Ia, accelerăm un pic. Acum suntem pe modul hybrid, în care bateria e descărcată. Deci nu mai avem chiar toți 225 de cai. Dar uite că am urcat deja la 100 și motorul surprinzător de silențios, așa. Nu ai ce să-i reproșezi. Dacă mergi în drive, atunci nu ai deloc regenerare. Ai frână de motor normală. Dacă mergi cu braking-ul, atunci ai frână regenerativă. Și trebuie să-ți calculezi un pic unde iei piciorul de pe accelerație, pentru că poți să nu folosești frâna absolut deloc, să mergi liniștit așa, să te bucuri de drum. Uite încă un 408, albastru. Și să mergi liniștit. Când am fost ieri și am mers mai mult cu bateria încărcată pe modul electric, hibrid, frânarea regenerativă îmi permitea să nici nu ating pedala de frână. Efectiv, mă duceam. Dacă se întâmpla ceva, luam piciorul de pe accelerație, 63, 61, 58, 55, 52, 48 și imediat a scăzut viteza mașinii. Cineva a intrat cu avionul în panoul ăla. Și noi avem mai multe trasee pe navigație deja prestabilite și place că navigația mașinii poate să fie 3D, poate să nu fie 3D și are mai multe tipuri de afișaj și îți arată și prețul combustibilului. Cel mai mic preț pe care l-am văzut aici, un metru, 1,70 €. Uite un Duster Kel. Cu un pic de rugină. Aici îți vine să iei un Peugeot 205 GTI, să-l aduci în stare bună, să mergi cu ea pe aici, pentru că au niște drumuri absolut fabuloase, mici, înguste, fix pentru astfel de mașini. Și l-au ales, nu știu dacă e intenționat sau nu, dar l-au ales bine pentru mașina asta, pentru că își ascunde destul de bine. Uite, acum într-un giratoriu, mergem. Nu avem foarte mult ruliu, dar scaunele fiind mai confortabile acum și am mai pierdut un pic de susținere laterală față de 3008. Și noi avem mai multe trasee în navigația asta, iar eu cred că l-am ales din greșeală exact pe cel de ieri. Deci îl știu. Știu cum va fi mașina. Mă duce și un pic pe autostradă. Mă duc. Uite, autostradă. Accelerez. Și mașina accelerează, n-ai treabă. Îmi place că transmisia automată cu obra poarte nu îți dă a 8-a imediat și după aia te chinuie așa să accelerezi. Nu. Sunt a 8-a la 122 acum, da? Uitați-vă, apăs un pic accelerația, un pic, a 6-a, mi-a trecut două trepte și urcă. Deci ai suficiente resurse atât din motorul termic cât și din cel electric. Și 125 la oră, am avut și 136, nu ai zgomot de vânt prea puternic. Nu am apucat să fac testul cu decibel metru, pentru că nu sunt condițiile identice cu cele de pe traseul meu de test și probabil ar fi mici variațiuni, da? O să-l fac și poate îl spun în secțiunea de comentarii. Direcția mai rapidă decât mă așteptam, mai directă, uite așa, bam. Cu toate astea, pe virajele strâmte simți cumva cum mașina cu ale sale kilograme în plus vrea să împingă drept înainte, da? Ea se descurcă mai mult decât decent. Ia, hai să mergem pe autostrada, hai să vedem un consum instant la autostradă, da?
De fapt, nici nu cred că putem să avem consum instant decât dacă schimbăm tabloul de bord pe consum. Ia să vedem. Da, la versiunea asta am observat și eu ieri că n-ai consum instant. Dacă trecem pe modul de navigație, că asta ne trebuie nouă, îți arată și limita de viteză, îți arată informațiile 3D destul de ok. Nu știu câtă lume va folosi navigația asta, pentru că toată lumea folosește Apple CarPlay și Android Auto. Și eu am aici navigația mea cu Apple CarPlay și Android Auto, dar în scopul descurcării pe drumurile spaniolilor trebuie să folosim navigația lor, pentru că are totul deja prestabilit în ea. 120 de km pe oră, 130. Mașina e stabilă, n-ai niciun stres cu ea. Și pe drumurile alea mici, sinuoase, era destul de ok. Hai să trecem pe drive, ca să nu mai avem frâna aia de motor regenerativă și să mergem așa liniștiți la viteze de autostradă. Uite, 137. Nu e rău. Chiar stai bine, e confortabilă mașina. Probabil ar fi și mai confortabilă cu jantele mai mici, dar oricum ai 17 pe versiunea de bază, 19 și 20. Nu cred că există diferență. Nu cred că există diferență mare între 19 și 20. Un lucru pe care l-au lăudat francezii ingineri este sistemul de frânare electrică. E foarte stabil dacă te dai în frâne. Eu nu pot să dau în frâne pe autostradă acum, dar o să dau la ieșire de pe autostradă să vedem dacă într-adevăr așa este. Nu-ți pleacă mașina, e foarte stabilă, stă plantată pe șosea. Și la C5X au lăudat cu același lucru și poate că chiar așa e. Ia, hai să o trecem și pe sport, să vedem cum merge pe sport. Și avem și sport sound. Trebuie să mergem aici la setări, la customization. Și hai să vedem active sport sound. Da, și se aude. Vedem. Se simte sunetul, dar nu e foarte intruziv așa, adică nu e, e doar o... Ia, să vedem, frânăm în viraj, mașina stabilă, păi, stă. Aici începe să simtă masa mașinii și să împingă, dar pass through the toll gate. Avem aici un dispozitiv pentru toll gate. Trebuie să mergi direct și ai... Vedem. Ha! A bipăit! Ce tare! A bipăit, ce aia e? Keep right. Hai să-i dăm o frână tare. Da. Mașina stă țeavă, treapă, plantată, nu a schițat absolut nimic. Și a porit și avariile, că am frânat tare. Acum nu pot să spun că ai foarte mare feeling în volan. Adevărul ăsta e. Dar direcția e surprinzător de directă și te păcălește puțin. Te păcălește puțin pentru că tu virezi puțin, dar volanul fiind scurt și direcția fiind un pic rapidă, tu de fapt virezi ceva mai mult. Uite un Sandero, stepăi. Destul de multe dăciuțe prin Spania. Și pe lângă seaturile lor, evident, mai găsesc și multe mașini franțuzești prin Barcelona. Ia, bipăie. A bipăit. Deci acum vreau să accelerez. Pe sport sunt, motorul se turează, mașina urcă în trepte. Are zvâc, are putere, nu se simte chinuită. Nu se simte deloc chinuită. Nu ai buton de manual la cutie. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să treci pe manual, trebuie să faci așa. Ai tot D, nu M în cutie, da? A treia, nu poți, da, a treia mi-a dat, hai. Patra, cincea, șasea și pe sport, pe manual, cutia are un pic de joc, de zguduit așa. E făcut la mișto, e făcut din soft ca să pară să fie sportivă. Dar cutia schimbă destul de bine. Uite, acum sunt a opta, a șaptea, a șasea, a cincea. E cea mai rapidă cutia, a patra, la 99 și i-am dat. Ai un pic de turbolac, te ajută un pic aportul ăsta electric așa. E ok. Padelele sunt folosite rar de către proprietarii de Peugeot, dar te ajută la frână de motor, te ajută la alte situații. Uite, a 6-a, a 5-a, a 4-a,
a treia. Vum. Și te-ai dus. Te-ai dus după Mercedes-ul ăla, care îi dă ceva. Deci poți să faci asta și dacă dai, ți-a apăsat pe padela din dreapta, nu trece în cea mai mare dreaptă posibilă. Și îmi place că, uite, acum i-ar fi dat a 8-a, dar fiind pe sport și știind că poate mai vreau să mai accelerez, ți-o lasă între a 7-a, nu te duce între a 8-a. Dacă îi dau un hibrid, în modul hibrid, ia să vedem, a trecut acum între a 8-a, trece între a 8-a ceva mai repede, ceva mai ușor. Mașinuța e plăcută la condus, adică e pe stilul confort, nu e pe stilul sportiv. Poate fi o mașină de familie destul de plăcută. Uite, am resetat consumul, am mers pe autostradă, i-am dat un pic, am accelerat pe viraje. Ia să vedem dacă avem un consum decent. Avem 10. Dar acum o să merg pe hibrid, o să merg mai liniștit, o să merg normal. O să merg economic, că n-am de ce. Dar uite, pe sport a și crescut autonomia de la 0 la 2 km. Și cred că dacă o trecem acum pe electric, dacă trece. A trecut. Și acum viteza s-a făcut albastră și noi suntem pe electric. Pe electric pur. În momentul în care se termină autonomia electrică, trece iar în modul hibrid. Dacă mergi pe sport, poți să încarci bateria puțin. Ia să vedem. Scade consumul. 9-8. Scade. Evident. Ah, hai, dacă toți suntem aici, pe autostradă, cruise control, da, hai să vedem, cu distanța și, ia să vedem, assist, da, și driving assist, ia să vedem, ok, ok, și acum, ia să vedem, ține banda. Gata, drive assist. Și acum mașina merge singură. Încă suntem pe modul electric. Mai avem 5 km. Ia să vedem cum ține mașina banda și cum merge. Pentru că la 3008, care avea sistemul de o generație mai veche, keep your hands on the wheel, mergea ok. Ia să vedem, scădem viteza la 120, care e viteza legală. O scădem din volan. Și sunt curios dacă acum e tot rezistiv sau dacă e capacitiv. Cred că e tot rezistiv, nu cred că au trecut la capacitiv în gama asta de preț. Ia, keep your hands on the steering wheel. Nu spune că e capacitiv. Mai încercăm o dată. Da, e rezistiv, dar e rezistiv foarte simplu. Gata, hold the steering wheel, gata. Deci tot rezistiv este. Bun. Și cam asta, cam acesta este Peugeot-ul 408. E o mașină interesantă, nu e cea mai sportivă, dar își face treaba cum trebuie. Încă suntem pe electric. În curând o să trecem pe hibrid. Consumul a scăzut la 8,4. Probabil că pe hibrid tot undeva la 8 se va situa consumul pe autostradă. Merge și bine. Am văzut că și tempomatul adaptiv, când am condus-o ieri, ține distanța bine. Electric mode is not available. E-save is active și acum mi-a trecut în modul hibrid. Ia. Și chiar consumul scade în continuare. 8,3, 8,2. Deci probabil la 120 la oră e sub 8 litri la 100 de kilometri. Vreau să știu părerea voastră în comentarii despre Peugeot-ul 408. Dacă vă plac aceste filmări în deplasare, eu nu prea plec în deplasări, dar mă bucur că am avut ocazia asta și asta se datorează doar vouă. Așa că vă aștept părerea în comentarii. Tot timpul ne ajută un like, tot timpul ne ajută un subscribe, creștem canalul. Apropo, navigația, când ai o ieșire de făcut, zoomează, săgeata se duce ca să vezi drumul exact. Dar după părerea mea ar fi trebuit să țină și săgeata. Da, iar semnalizările sunt aici, nu sunt în tablou de bord digital. Interesant. Gata. Ne auzim data viitoare. Mulțumim pe Peugeot pentru invitație la 408 la Barcelona. Nu uitați de mașina cheie.ro și într-un final mulțumesc și vouă că vă uitați la mine. Și mă faceți să simt că nu fac chestia asta degeaba. Ne vedem la un clip viitor. V-am pupat din Barcelona. Mașinculul Cipopa se încheie.